8 martie, ziua internațională a femeii, este ziua în care sunt sărbătorite și răsfățate toate femeile. La fel se întâmplă și în țara noastră, însă, înainte de Revoluția din 1989, românii sărbătoreau în data de 8 martie doar ziua mamei. Confuzia persistă și astăzi, când foarte puțini oameni știu care este diferența dintre cele două sărbători. Chiar și femeile cred că astăzi este celebrată mama. 8 martie este ziua internațională a femeii. În țările din fostul bloc sovietic se sărbătorește încă ziua mamei. La nivel internațional însă se sărbătorește ziua femeii militante, acelei care a luptat pentru dreptul la vot, la proprietate, la asistență medicală, la educație, la contracepție și multe alte drepturi pe care femeile le au astăzi. Unii spun că 8 martie este ziua femeii, alții spun că este ziua mamei. De ce? Pentru că în România, până în anul 1989, pe 8 martie a fost sărbătorită mama. După Revoluție, această zi a fost înlocuită de Ziua Internațională a Femeii. De aceea, puțin știu că cele două sunt sărbători diferite. Când eram la școală, se spunea că sărbătorim ziua mamei. Ziua mamei, da, la școală. Știu că îi cântam melodii și pregăteam o felicitare. Pentru mama. Pentru mama, da. Toată lumea își dorește să fie sărbătorită și probabil din cauza asta am generalizat-o așa spre ziua mamei. Am făcut-o din ziua mamei, ziua femeii, tocmai pentru că putem să ne sărbătorim mai multe dintre noi. Alții însă sărbătoresc ziua femeii, iar doamnele așteaptă cu nerăbdare să fie răsfățate de soți, iubiți, rude și chiar colegi. Eu sunt și mamă, dar în primul rând sunt femeie. Sărbătoriți astăzi ziua? Da, da, l-am scos pe soțul meu la o plimbare și sper să primesc un buchet mare de flori. Ce sărbătorim astăzi? Ziua femeii. Păi am luat niște flori, dar le țin în sacoșe aici. Toate femeile merită sărbătorite. Și cum sărbătorești astăzi? Păi, momentan vom merge la profesoarele care ne-au fost dragi în facultate și le vom duce un buchet de flori. În România se păstrează obiceiurile de dinainte de 1989, când de ziua mamei copiii făceau cadouri mamelor, bunicilor, învățătoarelor și profesoarelor. Este o sărbătoare propusă de lagărul comunist. Occidentalii n-au vrut să o sărbeze. Ea e o sărbătoare, cum să zic, consacrată internațional, deci sărbătoare internațională. Numai că în perioada comunistă, comuniștii sărbau 8 martie, occidentalii au inventat ziua mamei ca să nu fie ziua altă zi a femeii. Ziua femeii este sărbătorită anual pe data de 8 martie și este o zi în care toate doamnele și domnișoarele sunt apreciate, iubite și răsfățate, indiferent de diferențele etnice, culturale, economice sau politice. În România, ziua mamei a fost declarată sărbătoare publică începând din 2010 și este celebrată în prima duminică a lunii mai.